Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune de la Constanța Ionuț Angheluță. Ne pregătim de meciul dintre Viitorul Constanța și Rapid. Viitorul încearcă să lege a doua victorie consecutivă după succesul obținut la Iași în runda precedentă, o victorie foarte importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa pregătită de Cătălin Anghel însă rămâne în zona fierbinte la două puncte deasupra liniei. Astăzi FC Severin a revenit în lupta pentru evitarea retrogradării după ce a reușit să o învingă pe CSMS Iași cu 2-1. Vedem 11-le aliniat de Cătălin Anghel, o singură absență, Lazar, cel care a văzut roșu la Iași, este suspendat. Așadar Buzbuc este în poartă, apoi Bălașa, Bejan, Larie și Toșca, Benzar și Vaștag în fața lor, Târnovan, Dică, Chițu și Denis Alibec. Un 11 extrem de competitiv. Viitorul, chiar dacă a obținut doar două succese pe teren propriu în actuala ediție de campionat, nu a fost învinsă decât de 3 ori până acum. 11-le lui Marian Rada, cu Pesania în poartă, apoi Ionuț Voicu, Avrudan Oros și Nicolae Vasile alcătuind linia defensivă, Alexandru Coman, Grigore Dică la mijloc, Roman Ioniță, Alexandru Ioniță și Ovidiu Herea în atac, un 4-3-3 care pe fază defensivă se transformă foarte ușor într-un 4-5-1. Misiune deloc ușoară pentru Viitorul Constanța. Rapid, o echipă foarte greu de învins, o singură înfrângere în acest sezon de primăvară și doar două goluri încasate de giuleșteni în meciurile cu Dinamo și Steaua, ambele susținute pe teren propriu. Rapid, care continuă să protesteze, mă rog, jucătorii, mai bine spus, continuă să protesteze vis-a-vis de tratamentul la care sunt supuși în acest moment. Au fost amenințări cu neprezentarea la această partidă. Respectăm și vrem. Urmat de puncte, este mesajul pe care jucătorii Rapidului îl poartă la ieșirea pe teren. Imagine Denis Alibec, un fotbalist de la care toată lumea așteaptă extrem de mult. După mine cel mai talentat fotbalist de la Ciprian Marica încoace. Denis Alibec, un talent uriaș care depinde numai de el dacă se va împlini sau nu și va ajunge fotbalistul pe care îl așteptăm cu toții să fie. Un meci extrem de interesant, așadar să vedem cum își vor mai găsi motivația jucătorii Rapidului. Departe de zona retrogradării, la 13 puncte sunt giuleștenii. Așadar lipsiți de orice emoții. Vedem și galeria Rapidului, care își face datoria și a venit aici la Constanța. Arbitru este Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de Marius Nicoară și Mircea Grigoriu. Bogdan Anghelinei este arbitru de rezervă. Vedem și lista rezervelor. Viitorul Constanța cu Vâdcă, Cristocea, Puțanu, Cârstocea, Rusu, Herea și Mladen. Rapid iară pe bancă pe Drăghia, apoi Matei, Ciolacu, Ioniță 2, Marian Stoica, Păun și Ștefan Mardare. Rapid, un club care în acest moment nu are nicio strategie vis-a-vis de Viitor, cel puțin aceasta este impresia mea. După hopul cu Steaua, un meci în care au fost multe orgolii în joc, mă așteptam să văd, de exemplu, împotriva Viitorului, mai mulți jucători tineri pe teren, un Andrei Ciolacu, un Alexandru Ioniță 2 sau un Cătălin Păun, de ce nu, să fie în primul 11, dacă nici acum cu obiectivul aproape îndeplinit, rămânerea în Liga 1, pentru că de cupe europene nu poate fi vorba în acest moment. Rapid ar trebui să încerce să-i forțeze pe jucătorii tineri pe care îi are în lot, dar deocamdată îi ține pe banca de rezerve. Așa doar Nicolae Vasile și Alexandru Coman și-au făcut loc într-un 11, altfel cu o medie de vârstă destul de ridicată. A început această partidă,
cu o minge în defensiva Rapidului respinsă de Ionuț Voicu. Pasa lui Ali Bek, care scoate la dică, mai departe primește Chițu, trebuie să aștepte Chițu, o centrare pe Baradoa, respinge Nicolae Vasile și aici joc periculos al lui Coman, care vede al doilea galben și va fi eliminat Alexandru Coman. Minutul 25, Radu Petrescu îl elimină pe Coman. Al doilea galben pe care îl vede mijlocașul Rapidului. S-au dus la arbitrul asistent Herea și Alexandru Ioniță de revăzut această fază cu intrarea lui Coman asupra lui Romario Benzar. Radu Petrescu încearcă să-i calmeze pe giuleșteni. Foarte mulți nervi. Ia să vedem. O lovitură încasată undeva în abdomen de Benzar. Și-a dus mâna la față Benzar, nu a fost însă lovit în față, a exagerat Benzar. Al doilea galben. Și un cartonaș galben, mai are un galben în mână Radu Petrescu pentru Alexandru Ioniță. Nu pentru Ioniță, ci pentru Herea, cel care a condus corul protestatarilor la această fază. Herea avertizat de Radu Petrescu. O primă jumătate de oră, 0-0, Viitorul Constanța Rapid, fără mari ocazii. Lovește mingea mai întâi Alexandru Coman, dar ce face apoi cu piciorul? Primește acum Toșca, înapoi pentru Vaștag, Benzar. Benzar a intrat în centru, Târnovan, pentru a-i face loc lui Bălașa. Centrarea lui Bălașa. Ionuț Voicu, gol! Ionuț Voicu reușește să-l învingă pe Pesania. A încercat să respingă o minge de la nivelul solului și ce nu au reușit băieții lui Cătălin Anghel, iată, reușește un jucător al Rapidului. O minge plasată foarte bine de Ionuț Voicu. Nu a avut nicio șansă pe Sania, probabil nici nu se aștepta la o astfel de reacție a coechipierului său. Este 1-0 pentru Viitorul Constanța după acest autogol al lui Ionuț Voicu, minutul 42. Din nimic, Viitorul reușește să deschidă scorul, are și avantajul unui om în plus. Depinde doar de băieții lui Cătălin Anghel dacă vor reuși să gestioneze până la finalul acestui meci această situație favorabilă. Oros, minge lăsat acolo de Herea, pierdută de Ovidiu Herea, care evită faultul în fața lui Benzar. Târnovan intră în careu, Târnovan accelerează, Târnovan blochează Abrudan. O cursă foarte frumoasă reușită de Târnovan, iar acum Bălașa trage, dar o face defectuos. Ce ocazie a avut aici Viitorul Constanța. Noi revedem autogolul lui Ionuț Voicu. La acest scor, Viitorul face 30 de puncte, se depărtează la 5 puncte de Concordia Chiajna, echipă care urmează însă să joace pe teren propriu cu FC Vaslui. Bălașa, Târnovan pentru Dică, demarcat între linii, reușește să-i trimită în stânga lui Chițu. Chițu, șuta lui Chițu pe lângă poartă. Frumoasă această acțiune a lui Chițu, care îl întoarce acolo pe Ionuț Voicu, dar împinge mai mult mingea decât o lovește. O trimite destul de departe de poarta lui Pesania.
posibil Herea sau, sau Roman, sau de ce nu Emil Dică și Herea să treacă la mijlocul terenului lângă Nicolae Grigore. Aici Roman, Roman, gol! Rapid! Mihai Roman restabilește egalitatea. Neatenție mare în defensiva Viitorului și Roman marchează cu un șut în colțul scurt. Bucurie pe banca Rapidului. Iată o unitate de grup formidabilă în condiții financiare vitrege, s-au unit jucătorii Rapidului. Să vedem faza Oros, care trimite o pasă în flancul drept, superioritate acolo, o pasă a lui Voicu, poziție regulamentară, control scurt al mingii pentru Mihai Roman și un șut în colțul scurt care îl surprinde pe Buzbuchi. A închis târziu Bejan. Este 1-1, Rapid reușește egalarea. Iese Ioniță, schimbare post pe post. Iese Ioniță și intră Ciolacu. Un meci în care Rapid a marcat de două ori, dar scorul este 1-1. Greșește Cristocea, debusolată complet Viitorul Constanța. Rapid parcă a venit energizată de la vestiare, o greșeală aici, Emil Dică, un șut contrat. Cristocea, nu am înțeles, a jucat la offside aici, nu am înțeles ce a făcut, oricum nu era poziția sa în acea zonă. Iată-l vine cu Emil Dică, ciudată poziționarea lui Vasilică. Cristocea nu era cu fața la minge, așa cum ar fi normal, se întorsese cu spatele la joc. Inadmisibil așa ceva din partea unui jucător cu experiență. Nu ai voie să te întorci cu spatele la minge, mai ales că mingea se afla în posesia unui adversar. În fine, corner pentru Rapid. Bate Emil Dică. Prea multă boltă aici. Oros retrimite în careu. Respinge Bejan. Vasile cu un șut din voleu pe lângă poartă. Rapid parcă ar avea un om în plus în aceste momente. Un spirit extraordinar arătat de echipa lui Marian Rada. Jucători care amenințau că nu se vor prezenta la această partidă. Iată, joacă mult mai bine cu un om în minus. Avansează Dică, încearcă să câștige teren, reușește să facă acest lucru. Îi trimite în stânga lui Herea. Herea reușește să treacă ușor de Bălașa. Herea intră în careu. Herea blocat în cele din urmă, va fi corner. Deși jucătorii Viitorului spun că mingea nu a ieșit, păcălit ușor Bălașa de această fentă a lui Ovidiu Herea și într-adevăr mingea nu a ieșit, ținută în joc de Bălașa. S-a pripit aici Radu Petrescu, nu avea cum să vadă poziția mingii din cauza lui Bălașa, care o acoperea cu totul. Lovitură de colț pe care o va executa Roman. Vine centrarea lui Roman. Gol! Rapid marchează Oros. Rapid întoarce într-un sfert de oră, întoarce rezultatul aici la Constanța. Minutul 60. Rapid preia conducerea cu 2-1 după o lovitură de colț inexistentă, o lovitură de colț care nu trebuia acordată. Iată ce a ieșit, un gol marcat de Oros și giuleștenii se duc să sărbătorească alături de galerie. Greu de crezut, sau mă rog, părea greu de crezut după primele 45 de minute că așa ceva s-ar putea întâmpla. Iată cornerul bătut, nu a reușit să intervină Vasilică Cristocea. S-a dus acolo cu frică, mingea i-a trecut pe sub picior, o schimbare neinspirată. Și Oros, care a atacat bine colțul scurt, împinge balonul în plasă cu coapsa. Este 2-1 pentru Rapid din minutul 60. Rapid, care, vă reamintesc, joacă în 10 oameni după eliminarea lui Alexandru Coman. Iată, vedem aici poziția mingii ținută în teren de Bălașa.
Iar de aici este golul. Câteodată au și ghinion arbitri, aici e vorba de ghinion. Să iasă gol dintr-o lovitură de, colț care nu trebuia acordată. Cătălin Anghel încearcă să-și impulsioneze jucătorii, dar este greu să faci așa ceva. Oh, ce lovitură. Și roșu direct. Roșu direct pentru Bălașa. Se echilibrează balanța în acest moment. Bălașa vede cartonaș roșu. Dacă nu mă înșel, este al doilea pentru el în actuala stagiune. O lovitură de K1, un șut direct în fața lui Nicolae Vasile. Iată, da, este de roșu direct. A văzut bine Radu Petrescu. Ce imprudență. Bălașa, un jucător tânăr care își pierde puțin cumpătul. Se va juca 10-10, începând din minutul 72. Toate deciziile, sau aproape toate deciziile luate de Radu Petrescu în acest meci, au fost bune. Eliminările le-a văzut foarte bine. Un meci deloc ușor pentru centralul acestei întâlniri. Dar 10-10 în acest moment. Bălașa merge mai devreme la vestiare. Bate Emil Dic această lovitură liberă. Balon respins de Cristocea în afara terenului. Siguranță misiunea viitorului mult îngreunată în acest moment. Iată-i pe cei doi eliminați, Coman și Bălașa, unul lângă celălalt, urmărind finalul acestei întâlniri. Emil Dică avansează pe această zonă liberă de teren. Ciolacu și apără extraordinar Buzbuchi. Un avantaj lăsat acolo de Radu Petrescu, foarte bine. Nicolae Grigore reușește să recupereze foarte repede mingea în terenul advers. Dică poate șuta, trage Dică, scoate Buzbuchi. Ce ocazii are Rapidul într-un interval de câteva zeci de secunde. Revedem șutul lui Emil Dică, respins bine aici de Buzbuc, și acțiunea aici este faultul lui Claudiu Herea din spate, lăsată legea avantajului Ciolacu la un pas să facă 3-1. Bun avantajul lăsat de Radu Petrescu. O pasă acum a lui Nicolae Grigore pentru Ciolacu în poziție regulamentară. Ciolacu nu avea pe nimeni în careul de 16 metri. Vine acum Grigore, cu o fentă scurtă. Grigore a încercat să placeze mingea, avea însă balonul sub el. Nu avea cum să pună forță în acea execuție. Dacă ar fi să judec după atitudinea pe care au avut-o băieții lui Marian Rada în acest meci, și după prezența lui George Copos, o lovitură de cap a lui Ciolacu, bară la un pas de 3-1. Andrei Ciolacu, Emil Dică se joacă în fața lui Denis Alibec, îl întoarce încă o dată, centrarea lui Dică, iese Buzbuchi și prinde. Spuneam, dacă e să judec după atitudinea avută de Rapid în acest meci, ce eroare acolo a lui Denis Alibec, și Claudiu Herea obține o lovitură liberă. Vedem pe Herea, centrare blocată, și Nicolae Grigore reușește să degajeze. Bejan recuperează balonul, centrarea lui Bejan. Chițu este acolo, recentrează Chițu, Dică scoate pe Sania, Alibec scoate pe Sania, Dică blochează Grigore cu capul, Vaștag și prinde până la urmă pe Sania. Cea mai mare ocazie a viitorului în această partidă. O cavalcadă de șuturi la poarta lui Pesania, incredibil, a reușit să scoată brazilianul din poarta Rapidului, ajutat și de Nicolae Grigore. Rămâne 2-1 pentru Rapid. Pesania a rămas căzut în suprafața de pedeapsă. Ce ocazii au avut cei de la Viitorul într-un interval de câteva secunde. Reflexul lui Pesania la primul șut al lui Nicolae Dică a fost absolut uluitor. A reușit să se întindă și să bage mâna în minge acolo, să o arunce din fața porții. Iată, la acest șut al lui Dică, intervenția lui Pesania este extraordinară. Alibe, care nu prinde foarte bine voleul, o minge cu pământul.
Pesania își salvează echipa. Spuneam, este un portar care nu gafează. Nu l-am văzut pe Pesania să gafeze în vreun meci. Este un portar sigur, apără ceea ce are de apărat, dar în acest meci a făcut chiar mai mult. Reușește să o mențină pe Rapid în avantaj în acest final de meci. Minge care ajunge la Sebastian Mladen. Centrarea lui Mladen, Dică este acolo. Alibek prin fața porții. Nu a reușit să prindă mingea pe exterior. Denis Alibek pentru a imprima efect mingii, astfel încât să ajungă în poartă. A trimis aproape paralel cu linia porții. Iată, și red plin pentru Denis Alibek. Voicu din nou într-o situație dificilă. O minge pe care s-a ferit să o mai atace de această dată. Lovitură liberă pe care o bate Nicolae Dică. Centrarea arată bine, respinge însă Nicolae Grigore, iar Rapidul poate pleca pe contraatac. O pasă pentru Ovidiu Herea. Atac, contraatac bun al Rapidului în superioritate numerică. Herea, o pasă pentru Nicolae Vasile. Iese însă Buzbuchi și degajează. Chițu însă era în poziție de offside. Nu a apucat să se retragă la timp. Întârzie degajarea, o face în cele din urmă, respinge Larie Cristocea pentru Claudiu Herea. Cristocea încearcă să degajeze, balon interceptat de Emil Dică, iar acum Ioniță pentru Ionuț Voicu. Ionuț Voicu scapă mingea în afara terenului. Nu prea mai este timp pentru un nou atac. Îl văd pe Radu Petrescu pregătit să fluiere și pune punct acestei partide. Victorie pentru Rapid cu 2-1 la capătul unei săptămâni în care giuleștenii au amenințat cu neprezentarea. Au venit aici la Constanța și au câștigat cu 2-1. Bucurie mare pentru Marian Rada și coechipierii săi. Rapid acumulează 41 de puncte, o egalează pe FC Vaslui în clasament. Epuizați jucătorii Rapidului, Nicolae Vasile îl văd căzut pe teren în jumătatea proprie. Vă spuneam, această bucurie a Rapidului, a jucătorilor giuleșteni.